Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Drobeta Turnu Severin au păstrat și în anul 2023 tradiția și au împărțit flori și felicitări doamnelor și domnișoarelor cu care s-au intersectat pe străzile orașului. Gestul polițiștilor locale a fost apreciat și primit cu entuziasm. Din partea poliției locale vă oferim un simbol al primăverii, la mulți ani. Mulțumim. Din partea poliției locale vă oferim un simbol al primăverii. Mulțumim, să fiți binecuvântați, să puteți să ne apărați. Astfel, zona centrală a fost luată cu asalt de polițiștii locali încă de la primele ore ale dimineții, cu brațele încărcate de flori, pentru a le aduce zâmbetul pe buze doamnelor și domnișoarelor, dar și pentru a le ura o primăvară frumoasă. Cum vi s-a părut gestul celor de la poliția locală? Normal, a fost ceva, un gest frumos, care ar trebui să repete pe fiecare an, măcar să respecte, măcar doamnele în timp, domnișoarele, că asta e un gest foarte frumos. Bătrânii, nu contează vârsta, contează să fie un gest frumos. Și chiar le mulțumesc. Este frumos și bine întâmpinat de Ziua Femeii de 8 martie. Așa se facă întotdeauna, să ne respecte pe noi femeile. Ce urare de 8 martie pentru toate femeile poliției? Le doresc la mulți ani sănătate, fericire și o primăvară frumoasă. Doamnele și domnișoarele aflate în zonă au primit flori, însoțite de urări de bine pentru o primăvară frumoasă. Gestul polițiștilor locali a fost apreciat și primit cu entuziasm. Foarte frumos, îmi place acest gest. Poliția română ține cu noi româncele. Bine, nu numai cu noi, dar în general, azi că e ziua femei, e frumos ce a făcut. Și o urare de 8 martie. Și de 8 martie, da. E o urare de la mulți ani pentru toate femeile și gest foarte frumos. Îmi place. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, polițiștii locali au oferit în semn de prețuire astăzi doamnelor și domnișoanelor din municipiu un simbol al primăverii. Poliția locală transmite tuturor femeilor un călduros la mulți ani, multă sănătate, respect și prețuire, precum și o primăvară frumoasă. O floare, uite-te ce primești! Uite o floare! Uite o floare! Cred că e prima ta floare primită. Mulțumim frumos! Mulțumim la fel! Acesta a fost modul prin care polițiștii locali au vrut să își exprime recunoștința și aprecierea față de doamnele din municipiul Drobeta Turnu Severin. Cu o floare nu se face primăvară, însă cu siguranță prin acest gest au reușit să aducă zâmbetul pe buzele doamnelor și domnișoarelor.